Stimați-le spectatori, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție România în mișcare. Discutăm astăzi despre tot ceea ce se întâmplă pe scena politică românească, disensiuni la nivelul partidelor politice, neînțelegeri și într-o tabără și într-alta, și la putere și în opoziție. Vreau să discutăm puțin despre situația liderilor politici, despre oamenii politici din România, în ce măsură, și o să discutăm asta cu sociologi, în ce măsură partidele politice din România au cu adevărat lideri sau efectiv doar niște membri de partid care temporar au ajuns să conducă niște formațiuni politice. Sigur că în cea de-a doua parte a emisiunii discutăm și chestiuni economice, vorbim despre explozia prețurilor ca urmare a creșterii prețurilor la energie. Avem analiști cu care facem așa o prezentare a situației cu care ne confruntăm la începutul anului 2022, să vedem ce ne așteaptă și în următoarea perioadă. Acum, să vă prezint invitații pe Zoom și în platou, pentru că așa ne-am obișnuit să lucrăm deja. Ajungem mult mai ușor la cine vrem pe Zoom și în acest moment pot să vă spun că am ajuns la domnul Alfred Bulai, sociolog. Bună seara și mulțumesc frumos că ați acceptat să veniți la România în mișcare. Bună seara! Aici în platou îl avem pe Vicențiu Popa, politolog. Bună seara și bine ai venit, Vicențiu. Bună seara și bine te regăsesc la mine și în direct. Exact, aici la România, la România în mișcare în direct. Și să-mi spuneți când suntem în legătură telefonică directă cu Alina Pop, fost secretar de stat USR, ca să vorbim puțin și despre ceea ce se întâmplă acolo și pe urmă să analizăm puțin situația din USR, pentru că ați văzut, președintele partidului și-a dat demisia, vicepreședintele cel mai bine aspectat, aș putea spune, preia șefia partidului. E bine, nu e bine pentru membrii partidului, în primul rând, ca să nu mai zic pentru electoratul lor și așa mai departe. Dar merg la dumneavoastră acum, domnule profesor Bulai, și vă întreb, cum vedeți dumneavoastră situația din USR în special? Că e cea mai fierbinte zonă din politica românească la această oră, în acest moment. Da, este adevărat, numai că asistăm la consecința unei situații relativ atipice, ciudate, prin care a trecut USR-ul. USR-ul a avut vârful de formă, cea mai bună performanță a sa, în 2019, în vara de europarlamentare, când a fost la câteva procente de celelalte două partide. De fapt, era un triumvirat acolo. Sigur, sigur că da. Sigur. Acea performanță n-a mai fost reeditată. La alegerile parlamentare au avut, de fapt, un scor mai prost, dar încă acceptabil. Sigur că au intrat la guvernare și li s-a întâmplat o catastrofă. Și anume, au intrat într-o criză puternică, din punctul meu de vedere, dovedind o cruntă naivitate. În țara asta, momentan și încă un an de zile, probabil doi, Klaus Iohannis este cel care trage toate spurile pentru că are poziția pe care o are. Și în prim conflict cu care se contura cu PNL-ul, Klaus Iohannis a fost corect. A anunțat foarte clar că el susține PNL-ul. În primul rând, cu mult înainte, a atras atenția că există niște miniștri pe acolo de la USR, erau, care nu se ocupă de ce ar trebui. Deci este un semnal de alarmă. Trebuie să fii totuși, mă rog, să ai mari naivități, să nu-ți dai seama că ai o problemă. Când a început scandalul, Klaus Iohannis s-a poziționat foarte clar așa, de PNL, și corect. Din punctul de vedere, au mers pe carte proastă. Au mers în continuare. Acum, ei se află într-o situație foarte ingrată și domnul Cioloș a ajuns la o situație de șahmat din două motive. Unul, că tabăra sa, în realitate, nu a fost niciun moment mare, nu știm nici azi, nici USR-iștii nu știu exact cum a ajuns el președinte,
Au făcut votul ăla electronic foarte frumos, spectaculos, dar nu avea control asupra structurilor de conducere partidului. Deci, da, blocului a pășit cu stângul. Pe de altă parte, lumea nu înțelege sau nu știe, poate, un șef de partid e o chestiune foarte complicată. Ai foarte mult de lucru, nu doar să reprezinți în Facebook, mai ales așa a vorbit domnul Cioloș, dar nici măcar în media. Trebuie să vorbești cu oameni din filiale, să încerci să rezolvi problemele, trebuie să ai contact în permanență cu oamenii din partid. Asta presupune meseria de șef de partid. Ceea ce domnul Cioloș era greu să o facă, pentru că Nativ nu e făcut ca să fie un politic, în sensul ăsta, și oricum era pe aici, adică poziția de europarlamentar îl făcea să fie în perioade scurte pe România. Europarlamentar și lider al grupului... Și implicat în spațiul european, să-i spune. Era implicată și este implicată. Sigur. Și mă rog, cred că și leagă destine mai mare măsură de spațiul european decât de conducerea USR. Deci, din punctul meu de vedere, era de așteptat să creeze tensiuni pentru că a aportat, în fine și chei, al doilea factor. Haideți să vedem o secundă. Așa, vă rog. O secundă. Da? În normal, un partid, când intră în opoziție, crește sau măcar rămâne la cota pe care o are, cu să-i luat pe jos. Ceea ce e un mare semnal de alarmă, că practic n-ai niciun orizont. Deci, din punctul ăsta de vedere, criza trebuia să existe, trebuia să apară. Sigur, a fost un pretext că nu i-a aprobat, dar de mult nu i-a aprobat nimic. Da. Deci, din punctul meu de vedere, e o încercare de a rezolva o situație imposibilă pentru USR, pentru că e clar că nu se află într-o situație bună pentru oricine, evident. Haideți să vedem și punctul de vedere al unui membru USR. Bună seara, doamna Alina Pop, fost secretar de stat în guvernul USR. Bună seara, bună seara și mulțumesc că îmi dați ocazia să vă spun punctul meu de vedere. Vă rog frumos. Bună seara și domnului profesor Bulai, la cărei opinie eu țin foarte mult. Sunt însă mai optimistă decât dumnealui în seara asta. Eu cred că USR-ul are șansa să-și revină. Noi am mai trecut prin momente dificile, am avut multe momente dificile, inclusiv schimbarea liderului de partid în 2017. Și atunci toată lumea credea că vom dispărea de pe scena politică și iată că am rămas. În 2019, așa cum bine ați spus, domnule profesor, am avut suportul, am reușit să mobilizăm aproape 2 milioane de voturi. Pentru campania fără penal în funcții publice am strâns în stradă peste 1 milion de semnături. Deci eu cred că USR-ul are capacitatea să-și revină. Sigur, acum trăim un moment dificil, dar în curând vom avea alte alegeri, vom avea un președinte ales tot democratic, de către toți membrii partidului și, nu știu, eu sunt optimistă, rămân optimistă în ciuda acestei decizii luate de fostul președinte Dacian Cioloș, pe care îl respect. Tocmai pentru că vreau să stau de vorbă cu un om optimist în seara asta și mă bucur că sunteți optimistă și eu sunt optimistă de felul meu. Spuneți-mi, ce probleme ați văzut la Dacian Cioloș și ce credeți personal, dumneavoastră și colegii din jurul dumneavoastră, că l-au determinat să facă pasul din seara asta? N-aș vrea să mă pronunț decât asupra declarațiilor pe care le-a făcut public, indiferent de ce cred eu sau alți colegi. Eu nu am ce să-i reproșez personal lui Dacian Cioloș. Decizia de a demisiona îi aparține, e o decizie personală, unilaterală. A făcut-o după ce anumite propuneri din planul de președinte al partidului n-au fost acceptate. De altfel, au fost doar 3 chestiuni asupra că au existat diferențe de opinie în Biroul Național, majoritatea propunerilor reprezentate de către președintele partidului fiind de altfel acceptate și agreate. Au existat câteva puncte sensibile între propunerile planului președintelui. Care ar fi punctele sensibile? Păi au fost 3, da? În principiu, colegii majoritari în Biroul Național care au votat împotriva planului
cadrului președintelui, au considerat că înființarea unei comisii formate din oameni care nu sunt membri de partid, dar care să poată să participe la selectarea candidaților pentru portofoliile de miniștri și pentru celelalte candidaturi, nu respectă spiritul USR, unde candidații pentru diverse funcții sunt aleși de către toți membrii de partid. Asta a fost unul dintre punctele asupra cărora au existat diferențe de opinii. Apoi au mai existat niște propuneri privind reorganizarea Secretariatului General al Partidului și înființarea unui moratoriu privind excluderile pentru delicte de opinie. De altfel, destul de puține în ultimul timp sau chiar deloc în ultimele luni. Asupra acestor propuneri am înțeles de la colegii care au votat împotrivă că existau deja și există deja proceduri statutare și că nu era neapărat nevoie de modificarea lor în afara unor modificări prin statut. Deci atâta tot. N-au existat certuri, n-au existat îmbrânceli. Noi suntem un partid democratic în care există dezbatere, în care deciziile se iau democratic cu majoritate, știm. Și rămân optimistă că reușim să ne revenim și sunt cumva datoare și suntem datori să ne revenim și să fim o forță politică modernizatoare, singura de altfel capabilă să producă niște reforme de substanță în România. De altfel, ce va face în următoarea perioadă Dacian Cioloș și ce relație există între membrii USR și foștii membri plus actualmente tot USR? Eu pot să vă spun, bazându-mă pe declarații, nu pe speculații. Da. Fostul președinte al partidului până azi, Dacian Cioloș, a declarat foarte clar că rămâne membru USR și că rămâne și el optimist și de aceea sunt și eu cumva optimistă, rămâne și el convins că USR-ul este partidul capabil să modernizeze România. Deci va rămâne membru, așa a declarat și eu cred în această declarație, iar relația dintre colegi, eu pot să vă spun la nivelul filialei sectorului 4, unde sunt membră în birou local și unde am făcut campanii împreună cu colegi care veneau de la USR, care veneau de la Plus sau care s-au înscris în partid după momentul fuziunii. Relațiile sunt normale, bune, armonioase, suntem până la urmă la fel și de cele mai multe ori ne comportăm colegial, deci și nu precum niște copii trimiși în tabere și separați arbitrar în grupe. Nu se simt două partide, ci se simte un singur partid, corect? Senzația mea, cel puțin la nivelul sectorului 4 și la nivelul Bucureștiului, este că da, suntem un partid, am trecut prin niște etape, am demonstrat, chiar dacă nu avem o istorie foarte lungă, că suntem capabili și suntem într-un proces continuu de dezvoltare. Deci, da, și în privința asta eu rămân optimistă. Doamna Popa, am și o întrebare. Să înțeleg că aveți speranța că cu noua conducere care va fi, o să vedem un USR care face o poziție mai activă? Mai mult decât niște declarații frumoase pe Facebook sau conferințe de presă? Voi ați ținut cândva scena politică ca și față în anul 2018? Ați fost... Pentru că ați venit peste oameni. În acest moment vă păreți că sunteți într-un cont de umbră. E o șansă să reveniți în ofensivă? Scuze, aud întreruperi. Da, vă ascultăm. Aș vrea să spun că noi facem o poziție substanțială, da? Nu e, există o percepție și de fapt aș spune o narativă care se vehiculează că noi n-am face o poziție. Colegii aleși în Parlament fac o poziție substanțială, analizează, propun amendamente pe diversele proiecte de legi, critică, combat, că nu suntem foarte vizibili în afara Facebook. Da, uneori asta nu depinde doar de noi. Dar asta nu depinde doar de noi, știți? Dumneavoastră mi-ați dat mie ocazia acum să prezint, adică să-mi prezint punctul de vedere, dar cele mai multe televiziuni tratează în subsidiar tema USR. Un eveniment noi important cum este schimbarea unui... Noi aici suntem deschiși pentru toată lumea, să știți. Da, mulțumesc. Primim pe toată lumea.
Mulțumesc. Știți, un eveniment ca asta important e tratat în subsidiar de alte canale de televiziune, mult mai interesate de îmbrâncerile în direct în Parlament și de declarațiile unor lideri care ne duc înspre sau ar vrea să ne ducă către regimuri mai degrabă nedemocratice. Domnul Bulai, deci, am și o întrebare acum. Îmbrâncelile nu sunt cumva urmarea vuvuzelelor din anul 2018 cu care făceau opoziție USR-ul? Trompete, gălăgie, flașnete? În general, partidele noi încearcă să iasă în evidență. Aveau multe peribilisme, dacă ne aduce aminte, USR-ul avea multe peribilisme când a intrat, aduceți aminte, vuvuzete, filmau colegii. Eu am fost între puțini care au luat apărarea și au zis, bine, e un gest pe care n-a... Oameni care mulți nu au nici fel de experiență politică, încearcă să-l folosească, excese care s-au limitat drastic și chiar anumite personalități au trecut în planul 2, e un gest de normalitate pe care trebuie să-l acceptăm când există mult entuziasm. Marea problemă o să rămână, și atunci așa au ieșit evidență, între altele, pentru că, acum mi-aș permite să spun, domnișoara, doamna este foarte tânără. Cu presa trebuie să știi care sunt regulile presei ca să o poți utiliza în favoarea ta. În perioada domnului Năstase erau liste la televiziune cu cine nu are voie să apară. Și dar erau și televiziuni, domnule Bulai, erau și televiziuni care încălcau aceste liste. Da, e adevărat. Și care chemau pe toată lumea, să știți. Și atunci. Dar, atenție, Traian Băsescu era pe listă la toată lumea. Ieșea public de nenumărate ori. Avea nevoie și Adrian Năstase de un dușman pe față. Nu, nu, nu. E vorba de faptul că presa nu poate rata ceva. Adică sunt lucruri pe care presa nu are cum să le rateze. Sigur. A fost, de exemplu, un episod oarecare care pare... calambur astăzi, adică domnul Năstase și-a făcut pompertină la guvern, că-l ploua. Știți că atunci a apărut. Ploua, da. Mașini. Și domnul Băsescu s-a dus cu scăpătoarele să-i dă lume că nu are autorizație. Poți ca presă să nu dai chestia asta? Adică trebuie să știi cum anume să ieși în spațiu public, fără să fii penibil, dar încercând să atragi atenția. Opoziția în Parlament e egal cu zero. Nu e nimeni interesat de activitatea în Parlament că ridici tu mâna și tu ești împotrivă sau nu. Dar niciodată nu a fost opoziția din Parlament vizibilă în spațiu public, să știți. În 2018, când colegii Alinei Pop umblau cu câte o flașnetuță, erau vizibili. Prin flașnetă, nu prin... Circul, dar opoziția serioasă, nu. Circul, da. Circul e vizibil în Parlament, oriunde, la opoziția serioasă nu e. Problema USR-ului este însă alta. A intrat cu un capital uriaș de încredere din partea populației, al multor votanți anti-PSD, atenție, când PSD-ul era la guvernare și era condus de Dragnea. Mesajul anti-Dragnea nu prea mai avea sens după ce domnul Dragnea a ajuns la pușcărie și nici mesajul anti-PSD nu mai merge... PSD-ul nu mai e același, corect. Nu mai e același PSD, sigur. Nu și-au găsit un mesaj în acest moment. Fără corupți, în funcții publice are sens când tu nu ești în funcții publice deloc și stai cumva în afara jocului. În momentul în care ești aliat cu cei de la guvernare, intri la guvernare, e mai greu ca mesajul ăsta să funcționeze. Pe de altă parte, ca sociolog, mai spun un lucru. Probabil că poate subliniați domnul Ștefureac. Nu există o agendă publică. Când ai multe alte probleme, problema corupției e pe alt loc. Nu mai deci vreți să, spuneți că, USR-ul a greșit când a continuat să meargă cu chestiunea corupției ca principală temă pe care să o proiecteze în spațiul public? Sigur că da. Uitați-vă, un partid viu este cel care reacționează la ce se întâmplă în scena politică în acest moment. Adică sunt facturi care au crescut de câteva ori. E clar că lumea e mult mai impresionată de problema pe care o are. Pe care o are eventual cu restricțiile, cu COVID-ul. Mai nou se uită cu oarecare figurare ce s-a întâmplat un pic mai sus da, deasupra României, că în Ucraina. Sunt multe alte probleme. Ori dumneavoastră
Dacă, de exemplu, sunteți foarte bolnavă, chiar nu vă preocupă ce se joacă la Național. Adică mă înțelegeți, aveți și o altă preocupare în acel moment pe agenda. Dacă îmi permiteți... Vă rog, doamna Pop... Dacă permiteți să-i răspund, profesor Bulai, cu această remarcă. Ar fi frumos, da, să existe... Din păcate, problema corupției există și, din păcate, ea este conectată cu multe alte probleme din societate. Dădeați exemplu sănătății. Dacă am putea să facem abstracție de corupție și să le rezolvăm pe toate celelalte, atunci aș spune da, e momentul ca USR-ul să abandoneze discursul sau această temă. Doamna Pop, mai puțin, dacă îmi dați voie. Domnul profesor Bulai nu se referea la problema corupției ca atare și la a face abstracție, ci la ceea ce așteaptă publicul, ce digeră publicul și ce votează cetățeanul. Că până la urmă de acolo vă luați voturile, da? Da, cred că am înțeles ce vrea să spună. Sigur. Însă chiar și cetățeanul cred că are în continuare preocuparea legată de modul în care se sunt gestionate treburile publice și de faptul că... Nu știu, mie mi se pare că și acest partid AUR a venit tot cu o temă foarte puternică, anticorupție sau antihoție, cum urla astăzi în Parlament George Simion. Deci n-aș zice că, nu știu, nu am date, domnul profesor cu siguranță că este mai la curent, dar... Discursul nostru nu poate să abandoneze complet tema corupției. Sigur, nu putem să rămânem doar acolo și de altfel nici nu rămânem. Avem propuneri clare de politici în toate segmentele. Sigur, poate ar fi am avut un program de guvernare pe care, din păcate, datorită unei proaste colaborări cu colegii de la PNL... Ar putea reprezenta un lucru important acesta, de a începe să prezint și construcțiile pe care ai de gând să le faci. Nu știu, zic... Sigur, da, am prezentat întotdeauna, le-am spus, evident, poate că e nevoie să le punem mai bine, să le comunicăm mai tranșant, să găsim variante mai captivante pentru public și pentru presă. În orice caz, acum, în acest moment, USR-ul este pregătit să se replieze, să depășească momentul de astăzi. Vom avea în foarte curând un congres, așa prevede statutul, președintele interimar... Cam când credeți că va fi congresul? Asta nu pot să vă spun acum, pentru că nu e la mine decizia. N-ați discutat încă. Sunt niște termene legate de campaniile electorale și probabil în funcție de ele se va stabili data congresului. Oricum, președintele partidului este votat de către toți membrii printr-un sistem de vot electronic. Suntem singurul partid care face așa ceva în România, asta să fie clar. După care rezultatele votului sunt validate de către Congres. Deci are și Congresul un rol în proces. Noi trebuie să luăm publicitate. Mult succes. Vă mai așteptăm și la noi în platou. Mulțumesc. Și pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră, ca să știți. Mulțumesc pentru invitație. Suntem deschiși la toată lumea și urmărim ce se întâmplă pe scena politică și la putere și în opoziție, în toate partidele. Mulțumim mult de tot. Domnule Bulai, o să vă rog să rămâneți în continuare cu noi. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Turn him, turn him.
cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre bloggeri și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Vorbim despre șamanism, înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează, confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație, despre energie, despre energie bună, despre energie mai puțin bună. Ne întâlnim la această ediție și vorbim despre luna plină. De ce înșală femeile? ...lui partidului și atâta vreme cât n-am avut în Biroul Național organul decizional executiv al partidului susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun simț să-mi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am participat la alegerile, am candidat pentru președinția partidului, a fost să contribui la modernizarea partidului, de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune, și pentru că acest lucru să se întâmple, aveam nevoie și de susținerea și de complicitatea Biroului Național. Credința mea este că partidul USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremism și nu mai departe decât astăzi am văzut cât de ușor încearcă unii să rezolve ce mai moțiuni simple, dezbateri, luăm de gât un om și-l aruncăm afară. Deci acolo am ajuns și cu atât mai mult e nevoie pe scena politică de un partid credibil, conectat la societatea care își dorește modernizarea României. Și eu asta am propus prin planul pe care l-am prezentat, între altele, o deschidere a partidului a USR față de mediul de afaceri, față de societatea civilă, cu curajul de a ne confrunta viziunea și ideile și inclusiv oamenii pe care îi scoatem în față la opinia celor pentru care am intrat în politică. Din păcate, n-am obținut astăzi acea susținere, dar am decis deci, să demisionez din poziția de președinte. Rămân în continuare în partid, rămân un membru de partid și voi căuta în continuare cu ceilalți colegi care cred că acest partid, pentru a avea un viitor, și eu cred că trebuie să aibă un viitor, are nevoie de împrospătare, are nevoie de reconectare la societate, are nevoie de curajul de a-și recunoaște limitele pe care trebuie să le depășească în perioada următoare. Mi-am anunțat astăzi colegii. Am revenit în direct, stimați telespectatori, l-ați auzit pe Dacian Cioloș în momentul în care a demisionat de la șefia USR. Suntem pe Zoom în continuare în legătură cu domnul profesor Alfred Bulai și suntem din acest moment în legătură cu Remus Tefureac, sociolog, director în Scop, în platou în continuare Vicențiu Popa. Spuneți-mi, vă rog frumos, Remus, bună seara! Am să încep cu tine. Mulțumim frumos că ești direct la România în mișcare. Ce are de gând să facă Dacian Cioloș? De ce a demisionat de la șefia partidului și cum vrea să reconstruiască partidul dându-și demisia de la conducerea lui, că nu mi-e clar. Ne auzi? Eu vă aud foarte bine. Sau nu? Dacă mă auziți. Da, te auzim și noi. Da. Bine. Bună seara, spuneam. Mulțumesc pentru invitație.
Da, e straniu ce se întâmplă USR, din păcate, pentru acest partid, pentru că remarcam anul trecut, de exemplu, într-un an în care Partidul Național Liberal a gestionat foarte nefericit un congres, USR părea cumva că reușește să gestioneze cu maturitate, să spunem, acel congres, congresul lor, în contrast cu cel de la PNL, arăta ceva mai civilizat, ca să spunem așa. Și iată, la foarte puține luni, putem să spunem chiar săptămâni, după ce domnul Cioloș până la urmă a fost ales cu votul membrilor partidului, adică iarăși o chestiune de legitimitate democratică, ne trezim cu această demisie. Asta înseamnă că de fapt fuziunea între cele două partide, între poate viziunile din noul USR, evident că nu s-au armonizat. Domnul Cioloș, din câte știu, parcă a plecat de la conducerea grupului Renew Europe. În urmare, iarăși, evident că nu e nicio strategie la mijloc. Vrea să facă altceva? Oare vrea să facă altceva Dacian Cioloș? Cred că nu văd ce ar putea să facă printr-o demisie, să spunem, care se produce la puține săptămâni după ce ai fost ales într-o funcție de președinte. Cred că explicația cea mai plauzibilă este, până la urmă, cea pe care o și constatăm, și anume faptul că nu se bucură de susținerea, să spunem, conducerii USR și a figur aleasă în urma acelui congres. Viziunea sa nu corespunde cu viziunea celorlalți colegi și de aici, sigur, a luat decizia de a demisiona. Pentru USR, cel puțin pe termen scurt și mediu, acest lucru cred că va însemna un recul, sigur rămâne de văzut, dar e greu de crezut că membrii sau actualii susținători, actualul lor bazin electoral, care s-a mai și micșorat acum, e undeva la 10-12%, da, vor tolera foarte bine aceste evenimente și cu atât mai puțin e greu de crezut că USR, repet, pe termen mediu și scurt, va putea să atragă alte bazine de alegători, țintind poate ceva mai sus. Scena politică și bazinul electoral vedem că începe să fie ocupat în forță de alte formațiuni cu un mesaj mult mai radical, cu un apel la un populism extrem, care sigur poate să rezoneze în perioade de criză, poate să atragă aderenți. Te refer la AUR. Da. Domnule profesor Bulai, spuneți-mi, vă rog frumos, ce viitor mai poate să aibă după demisia din seara asta în politică Dacian Cioloș, în politica românească, în politica europeană, că și de acolo a demisionat? Sau el nu se aștepta să fie atât de grea munca pentru un președinte de partid? Acum, dacă faceți o analiză a carierei domnului Cioloș, așa, veți observa câteva elemente constante. În primul rând, ambivalență și incapacitatea de a asuma tranșant anumite poziții. Ce interesant. Așa. Îmi aminte când a propus Klaus Iohannis candidat, da, pe logica alegerilor de acum mulți ani, domnul Cioloș ne-a sugerat o chestie, a sugerat electoratul, o chestie senzațională, ca să voteze la o cameră cu PNL și la alta cu SRU. Era noaptea minții. Eu am vorbit, de exemplu, cu liberali, că de fapt era al lor candidatul, care s-au simțit super prost pentru că nu era rușine cu ei pe scenă. Da, așa adică e, mi-amintesc. Adică s-a comportat foarte ciudat. Mă iertați, totuși, ca un politic, repet, care vrea să aibă tangență cu lumea reală, trebuie să știi să ai anumite tipuri de comportamente chiar și că nu-ți plac. Acum, întâmplător știu cu domnul Cioloș de mulți ani. El e foarte bun profesionist. Da, l-a adus Tăricianu, da, l-a făcut din... Era, nu era membru, mai nu era nimic, era pentru competența lui Ministerul Culturii, era subsecretar de stat, a ajuns ministru, tocmai pentru că a avut un rol decisiv pentru România în aderarea la Uniunea Europeană, pentru că era braiște la agricultura, era un bai de capul nostru și chiar a contat foarte mult ce a făcut Cioloș.
ca funcționar european, ca personaj care negociază undeva la vârf, este, are competențe indiscutabile. Întâmplător, chiar știu multe lucruri despre ce a făcut în perioada aia. Acum, ca politician, n-a fost niciodată o vedetă. A avut o perioadă în care a guvernat, a fost prim-ministru și știm că imaginea publică a fost dezastruoasă. Poate nu e merit, adică poate că n-a fost atât de proastă cu dumneavoastră la nivel de imagine a fost. Ori, din punctul meu de vedere, nu este făcut să fie șef de partid. Nici măcar, mă rog, inclusiv cursa asta în care a căzut candidatul PSR, dacă am născut prea înainte, e destul de discutabil pentru orice partid. În general, cei care s-au anunțat în anul electoral au șanse mai mari. Deci, din punctul ăsta de vedere, va rămâne un politician în România, s-ar putea să chemați în direct să vă explice de ce n-a mers, nu știu ce. Adică rămâne cu expertiza pe care a... Păi da, da, totuși... Este în afara... Devine un analist, că nu mai poți să zici politician. Adică dacă tu n-ai putut să duci în spate un partid, adică el vrea acum să-l reformeze după ce a demisionat, că l-am auzit că în continuare își dorește nu știu ce. Acum, hai să fim corecți. Unu, gestul ăsta de a demisie e frumos. Adică, domnule, nu pot să fac reformă, nu pot să lucrez cu actuala conducere, îmi dau demisie. Păi da, dar aia înseamnă că va trebui să plece acasă. Serios. Dar își asumă chestiunea asta. Acum, trebuia să dea un mesaj de încurajare. Era complet aiurea, l-au votat niște oameni. Nu putea să spună, bă, uite, nu, urăște, am plecat. Trebuie să dea un mesaj pozitiv. Era firesc acest lucru că rămâne, va încerca să, ca simplu membru să facă, ce? Vă dați seama. Să ce? Acum, serios. Vă rog frumos, spuneți-mi, să ce? Să facă ce? Ca simplu să membru? Nimic, dacă n-a reușit ca președinte, nu? Dacă, nimic. Evident, dar repet, e un mesaj politic de încurajare să ne zică pe alături de noi și cu asta basta. Da. El are altă valoare. Proiecte politice, eu nu cred că are în România. Eu cred că are proiecte probabil la nivel european, unde se simte mult mai bine, chiar are relații multe pe acolo. Repet, cel puțin acum vreo 15 ani avea super relații. Adică nu cred că a fost mereu pus în față. I s-a creat acea formațiune, niște oameni au instrumentat acest partid, USR-ul și-a, între timp și-a creat, USR-ul ca USR, și-a creat niște structuri în teritoriu și are membri. Eu am o părere foarte bună despre membrii USR, adică am cunoscut mulți absolut excepționali, oameni care dau bani de acasă ca să ajute partidul. N-am o părere extraordinară, am înțeles despre lideri din partid. Numai la ei. De la am așa niște rezerve. Da? Din punctul ăsta de vedere, mai avem lideri de partid? Mai avem lideri de partid în România? Nu prea avem. Dar acum, depinde acum ce așteptăm. Corect. Săracă, din punctul meu de vedere. Săracă în sensul în care dacă cineva spunea acum 20 de ani mie că Dragnea ar ajunge șef la PSD, spuneam, te mă bine. Sau Orban, nu mai zic Câțu sau Ciucă primit. Asta era o glumă. Ei, uite că se poate întâmpla. Adică nu... Se pare că întotdeauna varianta optimismului se poate și mai rău. Deci nu... Na, vom avea. Vom avea candidaturi, sunt pregătiți la noi. Cu siguranță. Acum, sunt mulți care vor să fie candidați. Lider locomotivă nu prea există astăzi. Și mai ales care să constituie un model pentru... clasa politică, care să fie respectați chiar dacă sunt tabăra cealaltă. Din păcate, s-au tăiat rădăcinile politice la multe partide, mă refer la cele care au vechime, și nu prea au mai crescut oameni. Poate îl găsesc cu murit toți de ea, nu mai există, care erau în PD-ul din Salmul. Da, așa e. La PSD erau o groază, nu mai zic la liberali, erau 10-15 care oricând puteau fi chemați și să țină o emisiune de televiziune. Acum sunt tot felul de personaje pe care le uiți repede. Mă rog, adică, sigur, pentru lumea de astăzi, care nu a evoluat nici ea. Aici nu e vorba de clasa politică, să fim corecți. Și lumea academică, și lumea științifică, și toată lumea, dacă vreți, are un recul de competență în România. Ne place sau nu chestia asta, trebuie să o recunoaștem. Corect. Rebus, așa, vă rog. O remarcă. Dacă acum 10, 15, 20 de ani râdeam de agramatismele
din politica unor personaje, astăzi nu se mai râde. E grav. Pentru că tot mai puțin oameni își dau seama că există o problemă. Sigur, sigur. E grav. Remus Ștefureac, îmi spuneai înainte să intrăm în direct despre unele cercetări la care lucrezi acum. Spune-mi dacă pe zona de lideri politici ai mai făcut cercetări. Apropo de ce l-am întrebat și pe domnul profesor Bulai, dacă mai avem lideri sau avem doar niște membri de partid care conduc partide. Cercetări facem tot timpul, evident, e parte activității pe care o derulăm. Da, domnul profesor Bulai are dreptate, e o criză realmente de lideri politici în România și ce să spun, dacă ne uităm pe date sociologice, pe sondaje de opinie, vom constata că astăzi în România nu mai există lideri politici care să treacă de 35% încredere multă și foarte multă, celebrul indicator. Încredere, nu părere, că aici e o chestiune mai de nuanță, dar ceea ce, sigur, în trecut existau lideri care duceau 40, 45, chiar și mai sus, foarte greu, iar marea majoritate sunt cantonați undeva la sub 20% încredere, multe și foarte multe, iar o parte din liderii principali care conduc astăzi România, eu știu, al doilea om în stat, se situează chiar la sub 10% încredere, multe și foarte multe. Florin Câțu? De încrederea Florin Câțu? Nu voi menționa nume. A, bun, dar ai zis al doilea om. Dar e relevant. Președintele Senatului. Și nu e un secret, Doamne ferește. Deci, da, e o mare problemă din acest punct de vedere. Prin urmare, resursele de credibilizare a discursului public, a discursului politic, sunt foarte mici. Până la urmă, discursul politic este susținut de niște personaje publice, de niște personaje politice. Atunci când acestea nu prezintă încredere în fața cetățenilor, evident că nici temele pe care le promovează nu vor avea o, să spunem, capacitatea de a pătrunde la nivelul cetățenilor. Pe de altă parte, da, putem să analizăm lucrurile din altă perspectivă. România se împarte în triburi, să spunem, politico-ideologice, așa, dacă e să o spunem un pic mai sofisticat, deși poate fi un pic exagerat. Și da, în interiorul celor care simpatizează cu, eu știu, linia mai social-democrată, PSD-istă sau PNL-istă, sigur că liderii în interiorul acelor triburi au un nivel de încredere ceva mai ridicat. Dar atunci fiecare vor începe să vorbească unui public foarte restrâns, foarte politizat, atât și nimic mai mult. Trecerea dintr-o parte în alta, capacitatea de a atrage votanți noi, capacitatea de a atrage, să spunem, cetățeni care sunt poate mai dezinteresați de politică, capacitatea de a atrage public tânăr este extrem, extrem de redusă. În acest moment, public tânăr, mai puțin educat, adevărat, atrage doar un singur partid din România. Cine? Și acela nu este USR. Este vorba de AVO. Am înțeles. Vreau să discutăm puțin și despre nivelul de pregătire al politicienilor români pe partea economică. Să vedem în ce măsură avem lideri politici capabili să conducă sectoarele economice, în special ministerele, să aibă viziune pe zona asta. Vreau să cer și punctul de vedere al unui om care este specializat pe acest domeniu, pe domeniul economic, și suntem în legătură telefonică directă cu domnul Constantin Rudnitski de la Profit.ro, analist politic. Bună seara! Bună seara! V-am rugat să intrați în legătură directă cu noi aici la România în Mișcare, unde am și un analist politic, am și doi reputați sociologi, să vorbim puțin, cât mai avem până la sfârșitul emisiunii, despre pregătirea pe zona economică. Așa, 5 minute mai avem. Pregătirea pe zona economică a distinșilor noștri politicieni. Ce părere aveți? Bună seara, încă o dată mulțumesc pentru invitație. Sigur că e o temă interesantă, în primul rând, pentru că nu o vedem abordată în fiecare zi în mass media românească.
Acum, mie mi-e destul de greu să dau, n-aș vrea să dau calificativ, nu vreau să fiu nici prea critic, dar dacă vreți să discutăm pe această în care, temă... În condițiile în care prețurile cresc de la o zi la alta, au explodat prețurile la energie, toate aceste explozii se regăsesc în tot ceea ce cumpărăm în magazine în fiecare zi, se regăsesc în toate serviciile la care apelăm în fiecare zi, și atunci e normal să avem și politicieni pregătiți pe zona economică, zic eu, nu? Sau poate nu? Da, 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 așa ar fi bine. Poate că parțial se întâmplă lucrul acesta, de ce să n-aș fi poate drastic așa. Deci cred că dincolo de pregătire sau nu, ceea ce atrage atenția la politicienii noștri în primul rând este, hai să spunem, mersul după public uneori, chiar și că nu e cazul. Adică nu vedem foarte des principii sau linii, pentru că am auzit mai devreme, vorbeați despre taberele din politică și despre orientările din politică. Deci nu vedem, hai să spunem, orientarea economică dusă în zona politică. Adică nu vedem, dacă un politician este de dreapta, nu vedem neapărat și niște măsuri de dreapta care ar trebui să le ia sau pe care uneori publicul le așteaptă, și invers. Am văzut de-a lungul timpului, să zicem așa, și uite, am să vă dau un singur exemplu care acum îmi vine în minte. Fostul premier Ponta, care era un om de stânga, luase în acea perioadă când guverna undeva în 2015, nu, luase niște măsuri considerate de dreapta. Care n-au fost rele, dacă mă întrebați. Nu, n-au fost rele. N-au fost rele. Exact, n-au fost rele. Da. Deci nu le-a judeca precum rele. Dar era doar o constatare, să zic, știți? Și invers, am văzut și politicieni care vin spre dreapta și chelului politic care se duceau spre stânga cu măsurile, știți? Pentru mine era ușor deranjant, pentru că ne-am așteptat și uneori și românii se așteaptă ca să există un soi de consecvență, știți, vis-a-vis de această afinitate, dacă vedem dreapta, să vedem și măsurile de dreapta, dar uneori se amestecă lucrurile. În rest am văzut oameni care știu economie, nu știu, și acum să citesc, de exemplu, nu știu, Ministrii Finanțelor, nu? De la Florin Georgescu până la Teodor Stolojan. Bun, nu mergem în istorie, nu vorbim despre istorie. Haideți în prezent. Avem că Florin Georgescu, okay. Da, Teodor Stolojan, da, acum. Bun, în prezent, dacă ne uităm la acum, la acest tip, la guvernul de astăzi, da, ca să zic așa, da? Că ăsta ne conduce. E greu? E greu pentru că nu avem un barometru special. Haideți să plec de la premier. Premierul mi se pare că în virtutea a ceea ce a făcut la viața lui și ceea ce este, nu mi se pare un om care a știe multă economie, pentru că probabil că nici nu trebuie să știe. Probabil că deocamdată are un fel de bun stil să-i asculte pe cei care se ocupă de zona aceasta. Am înțeles. E greu să conduci România doar cu bun simț, dar bun. Sunt de acord. Întrebarea este, are și pe cine să asculte? Da. În jurul lui sunt economiști? Adică sau el are bun simț, dar are și pe cine să asculte vorbi cu acest bun simț? Bun, e o întrebare bună. Acum, dacă vreți să fiu foarte aplicat, da, plec tot de la Ministrul Finanțelor. Eu am fost destul de critic cu domnia sa. E un om care, să zicem, înțelege economia, dar vine dintr-o economie, când era în opoziție, era extrem de, să spunem, vocal și un economist de stânga, așa. Deocamdată, acum, e greu să spun dacă rămâne pe aceeași poziție, știți? Domnule Bulai, dumneavoastră ce ziceți? Eu nu cred că un politician trebuie să fie altceva decât politician. Așa. Trebuie să aibă consilieri foarte dar să, exact, măcar să se înconjoare de niște specialiști buni. Nu, e obligatoriu. Consilieri, instituții care să... Adică, mă rog, sunt tot felul de structuri în general la care apelezi. Problema politicii românești este însă că nu are viziune.
Adică nu știm ce fel de economie, ce vrem cu ea. Adică nu doar că să aranjez bugetul, că nu asta înseamnă. Economie înseamnă să gândesc cum anume să dezvolt această țară economic pe termen mediu și lung. Oare această viziune n-am prea văzut-o la nimeni, sau cel puțin, dar o, mă pricep și nu mă interesează domeniul atât de mult, dar cred în general, nu că politicianul trebuie să fie expert, el trebuie să fie politician. Și trebuie să-și aducă, să știe, mă rog, corect, atât, să știe, să-și aleagă pe cine să aducă. Pe tine asta, așa. Mulțumesc din suflet, am ieșit din emisie, cum s-ar zice, ieșim acum din emisie. Mulțumesc din suflet. Cu plăcere. Mulțumesc Remus Ștefureac, director în scop. Mulțumesc frumos, domnule profesor Alfred Bulai. Mulțumesc Constantin Rudnitski, profit.ro. Mulțumesc Vicențiu Popa. Stimați telespectatori, vă mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Canal 33. Abonați-vă și pe canalul nostru de YouTube. Ne vedem mâine seară de la ora 19. O seară minunată în continuare să aveți.